X-Men revin anul acesta cu X-Men Destiny, un joc la care nu prea vei controla un X-Men, adică nu vei fi Wolverine, nu vei fi Cyclops, nu vei fi niciun personaj cunoscut până acum din benzile desenate. Vei fi un personaj nou, unul care are, sunteți gata? Un destin. Chiar nu am văzut asta venind. Sincer, jocul este realizat la studioul Silicon Knights, cei pe care probabil îi știți ca fiind creatorii lui Blood Omen în 96, dar a căror ultim joc, To Human, a fost, să spunem că au trebuit să concedieze 26 de oameni din cauza acelui joc. Iar X-Men Destiny se întâmplă să fie din exact același gen, un joc de acțiune cu puține elemente de RPG prin el. Dar să sperăm că au învățat din greșel, pentru că în teorie nu suna a fi deloc un joc rău. Acțiunea lui X-Men Destiny este plasată în continuitatea curentă a benzilor desenate. Dacă nu știți care este această continuitate, nu-i nimic, nici eu habar n-am care este. Nici nu cred că se pot găsi benzi desenate X-Men la noi în țară care sunt curente. Era Spider-Man acum câțiva ani, primul număr, adăugând mai multă validitate acelui stereotip că România ar fi cu vreo 50 de ani în urma restului lumii, dar în orice caz, spoiler, în continuitatea curentă, profesorul Xavier a murit. Din nou, face asta cam des, el și Jean Grey, și revin cam cu aceeași frecvență. Cu profesorul X mort, lumea mutanților a intrat într-o stare cam instabilă. Cyclops a devenit noul lider al X-Men, iar Magneto, fără Xavier, își cam face de cap. Iar câmpul de bătălie este orașul nu-i New York? Pot să spun chiar că mă mir că nu este New York, ci San Francisco, unde aparent Gambit este noul stăpân al cartierului chinezesc. Probabil vor explica asta în joc. Acțiunea va începe în timpul unui meeting la care se încearcă ajungerea la un punct comun între mutanți și oameni. La eveniment se întâmplă să mai apară Magneto cu gașca sa și câțiva fanatici antimutanți numiți The Purifiers sau ceva de genul. Eu îi țin minte doar pe Friends of Humanity și atât, din desene. Presupun că vor semăna. În timpul acelui eveniment începe desigur o luptă, iar personajul jucătorului este prins, fără să vrea, în acea bătălie, în momentul în care descoperă că este un mutant. Nu vei putea să creezi de la zero un personaj cu totul nou. Vei putea alege între 3 personaje prestabilite, mai exact care au un aspect prestabilit, voci și chiar o poveste de fundal care va oferi o perspectivă diferită asupra jocului. Spre exemplu, unul din personaje este un purificator care atunci când descoperă că este un mutant, va fi luat la bătaie de semenii săi. Oamenii. Dar dincolo de asta pot fi personalizați, mai exact li se poate alege o putere de bază din 3, ceea ce sincer nu sună a fi prea multe. MMO-urile cu supereroi m-au obișnuit cu un număr mult mai mare. Puterile de bază sunt controlul densității, proiecție energetică și materie umbricească. Acestea vor evolua cu timpul, devenind din ce în ce mai variate, mai utile, mai puternice și mai spectaculoase, dar la bază vor rămâne aceleași. Dar nu înseamnă că ești tocmai limitat la ele. Printr-o întindere destul de mare a ceea ce este canon în benzile desenate și în cam orice altceva legat de X-Men, vei putea găsi sau primi drept răsplată gene mutante de la alți mutanți, care îți vor permite să preiei anumite caracteristici din puterile lor. Spre exemplu, factorul de vindecare al lui Wolverine, indiferent de ce putere de bază aveai, sau viteza lui Quicksilver. Vor fi numeroase astfel de puteri răsfirate prin lumea jocului, dar nu le vei putea folosi pe toate odată. Genele sunt împărțite în 3 categorii, ofensive, defensive și de utilitate. Viteza și vindecare, spre exemplu, sunt de utilitate. Personajul tău transformându-se într-o bilă electrică ce plutește deasupra solului atrăgând către el toți inamici din jur și electrocutându-i, asta cred că este ofensivă și arată foarte bine. Va mai fi și un al patrulea slot care va fi ocupat de costume. Prin lume sunt răsfirate o varietate de uniforme ce seamănă cu cele ale unor personaje consacrate. Sau am impresia că îți vei putea crea unul care să fie un mișmaș din toate. Toate puterile pe care le ai, fie cele de bază sau cele luate de la alți mutanți, vor putea crește nivel, jocul având o componentă de RPG destul de bine definită.
Mai exact, nu se rezumă doar la progresia puterilor, chiar va fi dialog în joc, vei avea arbor de dialog prin care vei putea vorbi cu alte personaje. Fie vei afla informații de fundal despre poveste, despre personajele în sine, fie vei putea afla pe unde mai poți găsi alte gene mutante sau poți primi chiar misiuni secundare de la acele personaje de pe urma cărora vei primi ca recompense gene mutante sau cine mai știe ce. Jocul va fi destul de liniar din câte au spus și nu va fi unul cooperativ, fiecare personaj având o poveste separată care nu este compatibilă cu un mod cooperativ, dar poate fi luat de la capăt de numeroase ori încercând alte combinații de puteri pentru mai multă varietate. Plus că există și o mică neliniaritate în poveste. Jocul poate că este liniar ca gameplay, adică nu este open world sau ceva de genul, dar povestea se va modifica în funcție de ce alegeri faci. Mai exact, atât X-Men cât și frăția mutanților a lui Magneto vor să fie un membru de-al lor. Iar pe parcurs poți acumula puncte de favoare față de o facțiune sau alta prin îndeplinirea de misiuni secundare sau luarea unor anumite decizii la momentul potrivit. După ceva vreme chiar vei putea deveni un X-Men sau un frate mutant al lui Magneto din Brotherhood. Ideea este că nu contează câte puncte de favoare ai adunat până la acel moment. Decizia va fi numai a ta. Pe parcursul jocului te vei întâlni cu numeroase personaje din seria X-Men. Multe cunoscute, multe mai puțin cunoscute și altele care habar nu am cine sunt. Vei vorbi cu ei, te vei lupta alături de ei și pe alocuri chiar te vei lupta împotriva lor. Sigur, inamicul principal pare a fi mai mult acei purificatori, dar te vei lua la harță și cu câțiva mutanți. Plus că presupun că vor fi roboți. Nu ar fi X-Men dacă nu și-ar face apariția câte o santinelă din când în când. X-Men Destiny sună a fi un concept destul de distractiv. Genul de joc de acțiune la care poți combina atacuri, poți combina puteri, poți face tot felul de lovituri speciale, rezultate din combinarea atacurilor precedente, cu bonusul adăugat că toate indicatoarele care apar pe ecran în stil, eu știu, Splinter Cell Conviction, acelea care par atât de frumos integrate în mediu, pot fi rupte în bucăți și folosite pentru a învinge inamicii. Nu glumesc, poți să le spargi. Sunt curios dacă le-a spus cineva că nu fac un joc despre Deadpool, dar nu contează. X-Men Destiny va fi lansat în Europa pe data de 30 septembrie, adică poimâine. Nu este tocmai complet 100% sigur că va ajunge și pe PC, dar sunt destul de sigur că va ajunge pe PC. Cât de cât sigur, parțial, e o șansă, sper. Your genes don't decide your destiny. You do.